Bombardierul strategic american a fost însoțit de avioane F-15 americane și de aparate Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene italiene. Acestea au simulat atacarea unor ținte din țara noastră care au fost protejate de avioanele F-16 românești și de F-18 spaniole. De asemenea, în exercițiu a fost implicat și sistemul de rachete Mamba, adus în Dobrogea de armata franceză. Majoritatea exercițiilor pe care le-a efectuat NATO în ultimii ani au fost exerciții defensive. De data aceasta s-a exersat sau a fost un exercițiu în care principalul obiectiv a fost antrenarea forțelor aeriene de lovire strategic. Din punctul meu de vedere, acest exercițiu fiind un exercițiu ofensiv din partea NATO, ar trebui să fie un exercițiu descurajant pentru Federația Rusă. Cea mai importantă piesă a exercițiului a fost B-52, bombardierul strategic american, un avion care poate transporta bombe nucleare. Deși a zburat pentru prima dată în 52, aparatul este o armă redutabilă care poate lansa până la 32 de tone de bombe. În prezent, forțele aeriene americane au în jur de 70 de astfel de aparate. Numărul exercițiilor de acest gen a crescut după ce Rusia a atacat Ucraina. Simulările trebuie să descurajeze Moscova, dar și să verifice modul în care este protejat spațiul aerian în flancul estic. În 2014, după ce Rusia a anexat ilegal Crimea, NATO a început să trimită în România avioane aliate pentru a întări securitatea spațiului aerian. Numărul acestor aparate a început să crească anul trecut după ce Rusia a atacat Ucraina. În prezent, piloții români sunt ajutați de colegi din Italia cu avioane Eurofighter Typhoon și de spanioli cu avioane F-18. Pentru Telejurnal, Adelin Petrișor.